Noi i-am citit, ele i-au inspirat, noi ne-am imaginat, ele i-au cunoscut așa cum nu i-a cunoscut nimeni. În viața fiecărui mare scriitor a existat o muză, femei speciale, inteligente, atrase și de geniul artistului și de bărbatul din el. L-au iubit, l-au înțeles, l-au suportat în momente dificile și s-au lăsat folosite de dragul artei, iar unele au descoperit peste ani că fac și ele parte din opera omului căruia i-au stat alături. Trei dintre aceste femei ni dezvăluie astăzi pe mari scriitori români pentru care au fost și iubite, și muze, și refugiu. Marin Preda, Mihail Sebastian și Emil Cioran. S-au scurs 60 de ani de când Aurora Cornu și-a întâlnit marea iubire. Când s-au cunoscut, erau amândoi scriitori, cu deosebirea că numele lui era deja mare, Marin Preda. Între ei, spune, a fost o iubire frumoasă, intensă, incitantă, plină de provocări, încă de la prima vedere. Ne-am cunoscut certându-ne la cantina scriitorilor. A spus el cine știe ce obrăznicie, eu i-am răspuns foarte bătoasă și ne-am ignorat vreun an. Până când ne-am întâlnit la mare, eu ocupând camera de la Casa Scriitorilor, care era destinată lui. A mea era mai modestă în curte. Cum era liberă, am luat-o și vine Marin Preda să mă dea afară din cameră. Și în timp ce eu împachetam foarte rapid lucrurile, el s-a uitat fascinat din ușă. Cred că atunci s-a îndrăgostit de mine. Și după care l-am păzit de o scriitoare foarte agresivă care, pe malul mării, îi căuta ceartă lui Marin. Eu i-am pus mâna pe braț și l-am calmat. S-a uitat la mine, el s-a îndrăgostit, iar eu de mila a lui. După care m-a rugat să-i dau o limonadă și să plătesc. N-avea bani la el. Și zic eu, dacă continui să mă utilizeze așa, va trebui să mă cer de nevastă. A făcut asta chiar a doua zi. Avea să mai treacă însă ceva vreme până să se căsătorească. Aurora locuia la Sinaia, Marin Preda la București și au început să-și trăiască dragostea așa cum o făceau marii iubiți ai vremii, prin scrisori aprinse. Erau ani periculoși atunci, început de comunism, naționalizări, cenzură, persecuții și armate de securiști pândind pe la colțuri cu ochii dușmănoși. Iar Marin Preda iubea și inunda Aurorei casa cu scrisori. Nimeni nu mai avea nici pământ, nici casă, nici masă, nici toată lumea ședea în casa altuia. Și singurul nostru pământ mai era scrisul. Era singura noastră avere și identitate, că altfel eram pe stradă sau în pușcărie sau... El pretindea că pupă pământul pe care călcam eu. Mă rog, e o exagerare foarte literară, dar adevărul este că mă iubea. Aurora îi răspundea cu aceeași înflăcărare. Era îndrăgostită de forța scriitorului și fascinată de slăbiciunile bărbatului. Fragilitatea lui, teama permanentă de eșec, ipohondria, perioadele lungi de spitalizare pentru neurastenie. În ea se împleteau dragostea de femeie cu instinctul matern. Îl supărau în greier pe Marin Preda, care cânta Sufereastra Voastră. Și atunci eu căutam greieri. Eu eram care mă credeam protectoarea lui Marin. El se credea protectoarea mea și uite așa, neînțelegeri din care așa o mare iubire. Nu? Avea nevoie de amor, Marin. Ea i l-a dat, clipă de clipă, vreme de 5 ani. S-au căsătorit și au stat împreună într-un apartament din București, în care, spune Aurora Cornu, au trăit atât de intens, încât iubirea de atunci i-a ținut pentru o viață. Și pentru ea, Marin Preda a fost întotdeauna altfel, complet diferit de imaginea lui publică. Avea un aer de timiditate care era falsă, de fapt el era ciufut. Și în plus era briant. Cum deschidea gura și își dădea osteneala, el nu spunea lucruri. Avea și o tehnică să nu spună fraze plicticoase. Dacă spunea ceva care nu avea niciun interes, făcea o rimă ca să treacă. Sau nu deschidea gura. Ceea ce e foarte atractiv. Marin, în plus, avea humor. Casa noastră răsuna de hohote de râs. Ceea ce nu bănuiește nimeni. Soț încântător.
Mai întâi că orice femeie din viața lui, și au fost vreo 3, 4, 5, nu știu câte, erau regine. Această regalitate ținea exact cât erau femeile lui. În acel apartament din București, împreună cu Aurora și datorită ei, a scris Marin Preda ultima și cea mai mare operă închinată țăranului român, Moromeții. Romanul era încropit într-o oarecare măsură, dar el nu mai găsise curajul să-l continue, așa că l-ascunsese într-un sertar. El s-a dus să caute ceva de mâncare, că n-avea nimic de anul nou. În timp ce eu am controlat manuscrisele lui, și în sertar am găsit amintirile lui din copilărie, pe care el le răspândise în alte romane, care nu le-a mai scris. Am continuat să citesc toată noaptea. El se uita fascinat la mine, nu-și credea ochilor că cineva e atât de fascinat de literatura lui. Și astfel el s-a reașezat la masa de scris, ca să dea formă acestor amintiri, citindu-i ei fiecare pagină nouă. Se scula dimineața, se spăla, se rădea, își bea ceaiul, se așeza la masă și scria o pagină jumate până la 11, pe care se oprea. După o pagină jumate, că nu vrea să fie luat de cum noi ceilalți, dacă ești în mână bună, continui ca tâmpitul și pe urmă trebuie să arunci. El după o pagină jumate se oprea. L-am acompaniat în timpul moromecilor, am fost foarte flatată că el scria și îmi citea și întreba. El scria foarte de 7000 de ori. Eu îmi dădeam cu părerea, mă simțeam formidabilă. A înțeles cu timpul că scriitorii iau bucăți din iubirile lor reale pentru a le transforma în personaje și povești. Într-un fel, s-a simțit folosită, că Marin i-a făcut și ei același lucru, dar e până astăzi măgulită că a ajuns să fie parte din opera lui. El era Moromeții, în care a întrebințat și povești ale mele. Era una foarte simpatică. La mine în sat, la un moment dat, era o fată idiotă, pe care o chema Stana. Într-un sat alăturat era unul Stan, tot idiot. Și atunci s-a gândit țăranii să-i însoare pe ăștia. Și Stana, la biserică, când popa zicea să se cunune robul lui Dumnezeu Stan cu roaba lui Dumnezeu Stana, Stana a avut o revelație. A zis, Tan și Tana, a dat cu libodeală, că era și piltică. Și dă-ne nouă, Doamne, cât mai multe leturghii și colive și adă cât mai multe proaste la biserică, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și Marin s-a amuzat cu asta și a băgat-o în cartea lui. Și diverse povești cu nume din sat de la mine. El lua ce trebuia din mine. Fără mine, moromeții nu erau. Nu că nu era Marin marele scriitor, ci că tot ce a scris el în Moromeții nu erau în alte romane. Dar nu ar fi fost Moromeții. Tot Aurora, absolut la întâmplare, i-a dat lui Marin Preda unul dintre cele mai frumoase titluri din literatură. În timpul unei convorbiri telefonice, l-a alintat, spunându-i că el e cel mai iubit dintre pământeni. E interzis. Și mare i-a fost surpriza ca peste 21 de ani să citească o carte inspirată din nou și din ea. I-am servit de model în Cel mai iubit dintre pământeni, casa într-o dezordine și o mizerie. A schimbat cursul romanului, Cel mai iubit dintre pământeni, după ce am venit eu la București și m-a întrebat, îmi dai voie să scriu de povestea noastră? Zic, o să fiu onorată. Atunci a schimbat, m-a trecut pe mine. Suzi cu Lalaia, că l-așteptam și eu la Paris să-i crăp capul. Cu Lalaia? Asta probabil că răzbunarea lui post-mortem. S-au despărțit în 1959. Încă se mai iubeau nebunește, dar ajunseseră să-și viseze viitorul diferit. El simțea că are o datorie față de România. Aurora vroia să plece din țară și ca să-l poată părăsi mai ușor, și-a găsit un argument în care o vreme a și crezut. Am zis, eu n-am venit pe lume să fiu nevasta lui Marin Preda. Într-o casă de scriitori nu se dau la doi scriitori. Gloria, celebritatea. Ori Marin era copleșitor pentru mine. În plus, aveam impresia că nu scriu din cauza lui. Ori cele mai bune poezii ale mele le-am scris când eram cu Marin Preda.
Și ideea că eu vreau să văd lumea, am avut o discuție foarte ascunsă, așa, care mi-a spus că el împarte viața poporului lui, ce este maximum de onorabilitate. Aurora Cornu a plecat din țară la începutul anilor 60, dar povestea de iubire dintre marele scriitor și muza lui nu s-a terminat cu adevărat niciodată. Chiar și astăzi îi mai citește scrisorile în căsuța ei din centrul Parisului. Sunt ca o chemare, pentru că, într-un fel, ea încă îl mai așteaptă. Eu nu cred în moarte, cred în reîncarnare. Am avut un vis, îndată după moartea lui, eram într-un mare hol cu o ușă. Pe ușa a intrat Marin și eu m-am urcat pe o scară sus și strigam la el: Marine, ce cauți acolo? Vino înapoi. Zice: vin, așteaptă-mă. Am întrebat pe Marin unde să-l căutăm. Zice: tot în România, mă interesează mai mult țara asta decât oricare altă. Tot la Paris, la doi pași de Aurora Cornu, dar fără să știe una de cealaltă, locuiește singură, într-un mic apartament, Nadia Lacoste. Un nume complet necunoscut, cu o poveste de iubire până de curând secretă, dar care a rămas nemuritoare în opera unui alt mare scriitor. Domnișoarei Nadia Mărculescu, pentru marele ei daruri, pentru extrema ei tinerețe, pentru cărțile pe care le iubește, pentru Parisul pe care îl cunoaște și mai ales pentru neașteptata plăcere de a o fi ascultat vorbind. Mihail Sebastian, 7 octombrie 1940, acum 1000 de ani. El îi spunea fata din octombrie 1940. Atunci s-au întâlnit Nadia Mărculescu, adolescenta de 17 ani, și Mihail Sebastian, deja un dramaturg celebru. Ea i-a dat însă acestui bărbat, care putea intimida, o definiție simplă. Prima mea dragoste. Cred că n-am încetat niciodată de a ține la el. Eu vedeam în el omul perfect. Nimeni nu putea să fie așa bine sau așa frumos, așa inteligent ca el. S-au iubit ca doi nebuni, spune, timp de câteva luni. Apoi însă părinții au obligat-o să se mute cu ei la New York, iar pentru ea, despărțirea de Mihail a fost ca sfârșitul de lume. Plecarea din țară și faptul că eram amorezată de el a fost o perioadă foarte grea. De altfel, am făcut un ulcer la stomac. Nu-mi dădeam seama ce se întâmpla cu mine. Și într-o zi chiar am leșinat în clasă. Părinții au venit să mă ia de la școală, că nu mai ajungeam să mă țiu pe picioare. Așa se iubea pe atunci, povestește. Iubirile nu se pierdeau, ci creșteau în intensitate odată cu distanța. Despărțiți de un ocean, Nadia și Mihail Sebastian au început să scrie romanul iubirilor. An la rând, ea i-a trimis scrisori, povestindu-i ce studiază, ce țări a mai vizitat, cum se vede războiul din America. Iar el, închis în România asediată, se hrănea cu bucuriile ei, îi spunea că o iubește și o conducea prin cotloanele interzise ale minții lui, pentru ca Nadia să-l poată vedea așa cum nu-l vedea nimeni. Cu drame și depresii, cu lipsuri și chinuri, cu zilele lungi, grele de persecuții, pentru că era evreu. Zeci de scrisori adresate femeii pe care, în jurnalul său, Mihail Sebastian a numit-o iubirea lui secretă. Erau superbe. Am dus cu el o corespondență foarte intensă după ce am plecat din România. I-am scris din lumea întreagă. Pentru mine era simplu, așteptam să termine războiul și mă întorceam în România. Da. Pentru el? Păi sigur că da. Promisiunea întoarcerii la el a ținut-o în viață, însă n-a mai ajuns să-l vadă niciodată. Pe 22 mai 1945, la numai 37 de ani, Mihail Sebastian murea într-un accident suspect, lovit de un camion. Am fost absolut desperată. De altfel, am făcut o emoragie și am fost la spital mai multe săptămâni cu transfuzii. Cred că n-am încetat niciodată de a ține la el. Dacă el a folosit ceva din povestea lor în ce a scris după plecarea ei, nu știe. Dar, cu siguranță, dacă moartea nu s-ar fi grăbit așa, Mihail Sebastian ar fi găsit în viața Nadiei Mărculescu resurse imense de inspirație. Căci traiectoria româncei a fost spectaculoasă. În America a lucrat la studiourile MGM, unde a cunoscut-o pe Grace Kelly, iar prietenia care s-a legat între ele
a făcut-o pe viitoarea prințesă Grimaldi să o angajeze pe Nadia ca șefa biroului de presă al Palatului Regal din Monaco, unde a și rămas timp de 40 de ani. Erau ca toată lumea, adorabili. Era un cuplu îndrăgostit. Viața lor la ei acasă, cu toate că era într-un palat, în acest palat aveau un apartament de 5 odăi și acolo locuiau. Copiii au fost la școală, lângă palat, școala normală. Și prințul Albert, și Caroline, și Stefanie au fost toate la școală cu toți copiii de Monaco. Princesa o vedeai pe stradă. Ea nu era cineva care locuia la palat și o vedeai de câteva ori pe an. Ea se ducea să ia copiii de la școală. În apartamentul parizian al Nadiei, devenită Lacoste, sunt mărturiile vieții fabuloase pe care a dus-o și ale prietenilor pe care și-a făcut peste ani. Dar chiar și după 70 de ani, căldura și-o ia de la iubirea ei de tinerețe. Deschide atunci cărțile lui Mihail Sebastian, pe care le-a păstrat cu sfințenie, și le recitește, deși n-are nevoie. Le știe deja pe de rost. Când pleci, cheia o pui afară sub preș. La 11 vine femeia să facă curat. Era așa de sigur că va pleca. Și niciun cuvânt de revedere, niciunul de prietenie. La câteva sute de kilometri distanță, la Köln, o altă femeie își petrece serile căzută în nostalgie. Se numește Friedgard Thoma și a fost ultima mare dragoste a lui Emil Cioran, pe care încă îl mai caută în muzica pe care odinioară o ascultau împreună. Il n'est que la musique pour créer une complicité indestructible entre deux êtres. Când s-au cunoscut, nu le-ai fi dat nicio șansă. Ea, tânără, frumoasă, plină de viață. El, bătrân, ursuz, genial, greu de pătruns. Friedgard îi cunoștea însă scrierile. Îl studiase în facultate și de atunci visa să-l cunoască. Să vadă cu ochii ei dacă nihilistul care spunea despre om că e un animal ce adăpostește putreziciune chiar are existența atât de neagră precum o susțineau el și scrierile lui. Stele depresive care le-am petrecut în viață, cu tot să mă duc la nebunie sau la ratare complet, faptul că le-am formulat a avut o eficacitate remarcabilă. Eu, dacă nu scriam, sunt convins că s-a turnat mar, cum spune, sfârșeau prost. Când l-a cunoscut, era ziua lui, în 8 aprilie 1981. Now I am in the same age like Cioran when we met the first time. Yes, 70 years. And for me, Cioran was so old. Wirklich ein Greis. And now I am so old too. Însă odată cu el a pătruns într-o lume miraculoasă, pe care cei din jur n-ar fi putut o ghici niciodată. Der war zart, schmal, klein, wirre Haare. Also der war nicht in dem Sinne attraktiv, überhaupt nicht. Manchmal war er charmant, komisch und immer so ein bisschen zerstreut. A înțeles repede că bărbatul era diferit de filozof. De fapt, avea o capacitate uimitoare de a se bucura de fiecare lucru simplu pe care îl trăia. Wir waren oft sehr humorvoll und wir haben viel über komische Situationen gelacht. Wir haben über Literatur gesprochen und über Musik natürlich. Immer wenn ich in Paris bin, muss ich daran denken, wie schön das war, wie wir da nachts gelacht haben. Cel puțin așa a fost în anii petrecuți cu Friedgard și ea a trăit fericită și măgulită că îl poate vedea altfel decât îl știa o lume, mereu grav, hiperlucid, veșnic predispus la pesimism. Toată viața mea avea sentimentul că toți oamenii trăiesc în iluzie, cu excepția mea. Și realmente am avut convingerea asta profundă. Însă nu e o formă de dispreț. Friedgard Thoma l-a idolatrizat. Mintea, expresivitatea chipului, pasiunea cu care își rostea gândurile, toate i s-au părut fascinante, iar el, prin ea, a început să vadă lumea în nuanțe, să se simtă mai inspirat și mai liber. A fost ca un fel de rebeliune față de el însuși. Atât de mult l-a influențat, se pare, întâlnirea cu ea, încât a avut îndrăzneala de a o înșela pe Simone Bouet, partenera lui de viață de o jumătate de secol.
Nefiresc pentru aprigul gânditor care era, a pornit în această aventură la câteva zile după ce a cunoscut-o pe Friedgard, pe atunci tânără doctorandă în filozofie. Der wirkliche Brief, nachdem ich in Paris war, der kam dann dieser berühmte Osterbrief. Und in diesem Brief, das war das Erstaunliche, wagt sich äußerst weit vor. Denn wir hatten eine ganz konventionelle Zusammenkunft. Zweimal haben wir uns getroffen, er hat eingekauft, wir haben bei ihm zu Hause gegessen. Aber dabei ist ja nichts weiter vorgefallen oder so. Und dann schreibt er einen Brief. Ich finde, dass der sehr kühn, sehr mutig war. Er schreibt dann eine riesige Liebeserklärung. Das war eigentlich überraschend. Er versteckte die Briefe, die ich schrieb, vor Simone. Er ging ans Telefonhäuschen, um zu telefonieren und nicht von zu Hause. Choran hatte nur Angst, dass Simone das erfährt. Und meine Briefe hat er deshalb nicht im Haus bewahrt, wollte sie aber auch nicht vernichten. Er hat sie zu Freunden gegeben, wo auch immer hin. Primii ani au fost furtunoși. Perpetua îndoială, continua negare și pesimismul apăsător erau diluate de această relație secretă. Friedgard Thoma spune că a fost uluită și puțin speriată de patima lui Cioran și de felul total în care i s-a abandonat, ajungând până la a-i mărturisi cele mai ascunse gânduri. Und deshalb denke ich manchmal, was ein Mann mit 70 wagt, das würde ich heute nicht wagen. Ich würde keinem jungen Mann so etwas schreiben. Man sollte so die verborgene Geliebte am besten sein. Irgendwo in einer Mansarde, das schreibt er ja auch. Ich hätte sie gerne in einer kleinen Wohnung, wo er mich immer heimlich besuchen könnte. Aber da war ich die Falsche. Das Rührende war, dass er mich trotzdem dann gern hatte. Also er wollte was ganz anderes von mir und da er das nicht bekam, hat er trotzdem mich noch gern gehabt. S-au despărțit după 2 ani, nereușind să negocieze cu succes tipul de relație pe care urmau să o aibă. Și când a rămas fără această iubire juvenilă, Cioran s-a simțit pierdut. Er schrieb dann, irgendetwas in mir ist zerbrochen. Und er wurde wirklich alt, ohne Hoffnung. Au rămas însă prieteni apropiați timp de 14 ani, până la moartea lui. Și abia atunci Friedgard Thoma și-a scris povestea în cartea O iubire a lui Cioran, care a fost hulită de admiratorii filozofului. Cioran, cel din vorbele ei, era complet diferit de percepția cititorilor lui și criticii au simțit că îi diminuează din măreție. Însă ea nu s-a lăsat intimidată și a considerat că oamenii ar trebui să-l cunoască și altfel. Ich habe einmal einen Aufsatz geschrieben. Cioran schrieb für Depressive. Aber er war nicht depressiv. Er schrieb für Schlaflose, aber ich schwöre, der war nicht schlaflos. Das war alles Kunst. Es stimmte wahrscheinlich für seine Jugend, aber nicht mehr für sein späteres Leben. Und deshalb ist die Kunst seines Aphorismus ist eine Sache und sein Leben eine andere. Und das ist doch interessant. Vielleicht hat Simon Selbstmord begangen, aber das weiß man nicht. Überhaupt nicht. Leider. Das ist ja mein letzter Satz. Choran hat es nicht gekonnt. Aber trotzdem, Choran. Er war ein ganz süßer. Ea e una dintre acele muze care au îndrăznit să dezvăluie public secretele știute. Multe însă au păstrat misterul doar pentru ele. L-au închis în inimă pe bărbatul iubit ca să-l lase lumii pe marele artist.